doamnei președinte. Da, așa cum v-a spus și pe invitații, avem patru puncte și al cincilea, dacă sunteți de acord cu rectificarea de buget, al cincilea punct pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu implementarea ordinei de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Cineva împotrivă? Abține cineva? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar să prezinte proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. În primul rând, vă zic bună ziua, și bine ați venit să fim deja în 29. Dar a fost nevoie să participați. E a treia ședință cu Consiliul Local care o facem în 9 decembrie. E bine că faci ședință, înseamnă că sunt proiecte de dezbătut. Astăzi, pe ordinea de zi, avem 4 proiecte, plus un instrumentar cu hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de tratare și depozitare a deșeurilor între Primăria Municipiului Bacău, în calitate de operator al depozitului conform de deșeuri, celula 1, și Adis Bacău, în calitate de utilizator, în numele și pe seama 63 de UAT-uri pentru persoane fizice. Și în puternicirea Adis, prin reprezentanții desemnați, să încheie contractul în numele și pe seama UAT Cașin, pentru a avea asigurată tratarea și depozitarea deșeurilor. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorilor depozitului conform deșeuri Primăria Municipiului Bacău. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract Rompres pentru agenții economici și instituțiile publice. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea prețului și tarifelor de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga are de operare operator SC Compania Regională de Apă Bacău. ESAT, județul Bacău. Proiectul 5. Rectificare buget. Proiectul 1. Privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de tratare și depozitare a deșeurilor între Primăria Municipiului Bacău în calitate de operator al depozitului conform de deșeuri celula 1 și Adis Bacău în calitate de utilizator în numele și pe seama 63 de UAT-uri persoane fizice și împotrivirea Adis prin reprezentanții desemnați să încheie contractul în numele și pe seama UAT Caș pentru a avea asigurată tratarea și depozitarea deșeurilor. Consiliul Local al Comunei Cașin, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară în data de 29.12.2015, consilierii din cei 13 în funcție prezent 10, luând în dezbatere. Adresa Adis Bacău numărul 994/18.12.2015, statutul Adis Bacău aprobat prin hotărârea Consiliului Local, contractul de concesionare pentru delegarea serviciului de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, expunerea motivelor primarului numărul 10.455 din 22.12.2015, referatul secretarului comunii doamna Popescu Monica Florinela cu numărul 10.456 din 22.12.2015, în conformitate cu prevederile contractului de guvern numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare ale legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51/2006, cu modificările și completările ulterioare ale legii serviciului de salubrizare a localității numărul 101/2006, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 36, alineatul 6, litera A, punctul 14, articolul 45 și articolul 105, litera B, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare hotărăște. Articolul 1. Se aprobă modelul de contract de prestări servicii de tratare și depozitare a deșeurilor între Primăria Municipiului Bacău, în calitate de operator al depozitului conform de deșeuri, celula 1, și Adis Bacău, în calitate de utilizator, în numele și pe seama 63 de UAT-uri, pentru persoane fizice și împotrivnicirea Adis prin reprezentanții desemnați să încheie contractul în numele și pe seama UAT Cașin pentru a avea asigurată tratarea și depozitarea deșeurilor conform anexei ce face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei Cașin, Adis Bacău și prefectul județului Bacău. Noi am avut o ședință, într-o ședință anterioară, am aprobat tariful. Tariful 3,76 de bani pentru persoane fizice. Astăzi, este la Bacău o celulă 2, care este făcută de Consiliul Județean, dar acolo, la licitarea acelei celule de către societățile care vor să le administreze, există o contestație, sunt de litigi. Și până atunci, ca să funcționeze salubrizarea localităților, se face un contract cu Primăria Bacău care este proprietarea celului 1.
care încă mai funcționează, dar și celălalt am înțeles că într-o jumătate de an va fi închis și aia că e aproape plină. Și pentru asta, mă trebuie să această hotărâre cu Consiliul Casă, împotrivim adisul, în numele nostru încheie contract cu Primăria Bacău pentru a depozita gunoiul care, eșeurile care va rezulta din Comuna Cașă. Da. Raport de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări, servicii, de tratare și depozitare a deșeurilor între Primăria Municipiului Bacău, în calitate de operator al depozitului, conform cerului 1, și Adis Bacău, în calitate de utilizator, în numere și pe seama 63 de OAT-uri pentru persoane fizice și împuternicirea Adis prin reprezentanții desemnați să încheie contractul în numele și pe seama OATC Cașin pentru a avea asigurată tratarea și depozitarea deșeurilor, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâri și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiectul numărul 2, privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform DNJ-ul Primăria Municipiului Bacău. Pot să trec direct la hotărâri, dacă a fost undeva să mai citesc preambulul, că ăla este capul, conform legislației vigoare. Hotărăște, articolul 1. Se aprobă tarifele operatorului depozitului conform DNJ-ul celul autonom, Primăria Municipiului Bacău, după cum urmează. 24 lei tonă pe deșeuri menajere, 6 lei pe tonă pentru deșeuri din construcții și demolări. La aceste tarife nu se percepe TVA. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica pe zi de autorului primarul Comunei Cașin, Adis Bacău și prefectul județului Bacău. O să vă citesc explicat motiv a mea, din care este mai detaliată și să înțelegi vreau să vă la ce înseamnă asta. Expuneți motive. Subsemnatul Soloiu Daniel, primarul Comunei Cașin, județul Bacău, văzând adresa numărul 994 din 18-12-2015, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului depozitul conform deșeuri Primăria Municipiului Bacău astfel. 24 lei pe tonă deșeuri menajere, 6 lei pe tonă deșeuri din construcții și demolări, tarife ce nu includ TVA. Din taxa de salubritate plătită de către cetățeni, colectată de către UAT, vărsată către Adis, se va achita și colectarea transportului către Romtrest, precum și depozitarea către Primăria Municipiului Bacău, aplicându-se tariful de 24 de lei per tonă pentru deșeuri menajere. Tariful de 6 lei per tonă pentru deșeuri din construcții și demolări este aplicabil doar în cazul contractelor cu agenții economici și instituțiile publice, eventual persoanele fizice care generează astfel de deșeuri și încheie contractul fiecare compania Rompres S.A. București pentru acest tip de deșeuri. Comuna Cașin, fiind membră în Adis, este necesar a se aloca acest proiect de hotărâre. Am discutat cu directorul de Adis, domnul Bogdan Seto, și ne-a promis să ne trimite până cel târziu 16 ianuarie și nouă puberii, care este participat la populație. Deci un lucru foarte important și vă zic de ce. Dacă vom da puberii la populație, cantitatea de gunoi va scade, considerat. Fiindcă cei care vor ridica gunoiul, automat va mai lua mergușul, clenci, resturi de astea care e biodegradabil, frunze, gunoi, știți că aruncau gunoi de grajbi, de la păs și mai departe. Și atunci va scădea cantitatea de gunoi, toate, va avea tot mai puțin și vom mai puțin către operator. Dacă vor rămâne la nivelul transformei, nu va fi bine. Deci va fi, zic eu, da, poate vă să țin după păși și vă trimite copiii. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform depozitului de deșeu, așa, Primăria Municipului Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, proiectul 4? Proiectul 4? 3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contract de prestări servicii de salubrizare între compania Rompres Servicii și agenții economici industriei publice. Se aprobă. Articolul 1. Se aprobă modelul de contract de prestări servicii de salubrizare între compania Rompres Servicii și agenții economici, instituțiile publice, conform anexei care face parte integrată din această hotărâre. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre cu primarului Comunei Cașin, Adis Batoș și prefectul județului Batoș. Expunere de motive. Subsemnatul Soroiu Daniel, primarul Comunei Cașin, județul Batoș, văzând adresa numărul 994 din 18.12.2015, Comuna Cașin fiind membră în Adis, ca urmare a ședinței AGA Adis din data de 17.12.2015, în care s-au adoptat o serie de hotărâri, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare între compania Rompres Servicii și agenții economici, instituțiile publice. Acest contract se va perfecta între 10 compania Rompres Servicii SA București și agenții economici, instituțiile publice, de pe data fiecărui UAT. Parte din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Batoș. În cadrul contractului sunt cuprinse tarifele, inclusiv pe perioada de tranziție, precum și cantitățile minime de deșeuri pentru utilizatorii non-casnici, agenții economici și instituțiile publice. Sece compania Rompres Servicii SA București a încheiat cu primăria municipiului Bacău un contract de prestări servicii pentru depozitarea deșeurilor proveniente de la utilizatorii non-casnici, agenții economici și instituții publice, inclusiv pe puncte de lucru ale acestor. Avem un model cu contract care se încheie între compania Rompres și societatea instituție sau organizația non-profit liber profesionist, în care, dacă vreți, citesc. E cazul că citesc modelul cu contract? Este între compania Compania și operatorii personalului medicii. Și noi suntem aplicați de contractul ăla? Și înțeles. Atunci trebuia să vedem, să știm ce semnă. Obiectul contractului. Colectarea separată și transportul separat la stații de transfer sau la stații de sortare, stații de compost sau la depozitul confort arondat, al deșeurilor municipale, inclusiv al deșeurilor toxice periculoase, de deșeurilor menajerilor, cu excepția celor cu regim special. În vederea tratării acestora, după cum urmează, colectarea separată, transportul separat al deșeurilor, menajere individuală, generate, inclusiv eliminarea prin depozitare. Prin depozitare este deodată acel număr. Cum stabilești cu agentul? Acolo, cu cât eu servicii, dacă agentul spune servicii odată la 2 săptămâni, că el atâta generează 2 săptămâni servicii gunoiul, atunci îți va ridica. Deci stabilește limitul colectare cu agentul. Colectarea și transportul la stații de compostare al deșeurilor biodegradabile, deșeuri alimentare, deșeuri din piețe, restaurante, catering, inclusiv tratarea acestora generate de persoana juridică. Colectarea și transportul deșeurilor periculoase din deșeuri asimilabile, celor menajere, inclusiv tratarea acestora. Colectarea și transportul deșeurilor industriale periculoase, deșeuri din consum și demolări, inclusiv tratarea acestora, solicitarea utilizatorului de bază de comandă specială, de recipiente, cu cupe container, 7 metri cubi, 12 metri cubi și cu mijloace auto speciale destinate la aceste operațiuni. Ca ați văzut că mai la cealaltă hotărâre, persoanele fizice nu fac parte de la, în categoria de șeuri de construcții de mulări. Logicul societății care demolează, construiesc, generează aceste deșeuri. Și atunci contractul se face între ei și concret pentru colectarea și vor plăti la tot. Deci va plăti la tot. Atenție, nu vor plăti taxa cu plăti persoanele fizice 3,76, pentru că au aprobat noi pe lună de persoană fizică. Se va plăti la tot. Cât cu noi generează societatea respectivă, atât va plăti. Statunat. Colectarea și transportul, inclusiv sortarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă, separate la sursa de recipiente, containere, aerocubele, sași și plastic, pe care operatorul le pune la dispoziția utilizatorului contracost, prin încheie sau vânzare, în punctele proprii de amplasare, în baza unui program de colectare. Reluarea și transportul acestui deșeu, colectare selectiv de către utilizator, delocația serviciului acestea, pe categorii, hârtie, carton, metal, plastic și sticlă, se va realiza în interval de timp de maxim. Aici stabilesc câte zile și ceva. Adică,
să vină să ia plasticul într-o zi, vine, ia hârtia, să zice... Ce-o creat unul persoană juridică, dar că nu știu care e, da? Și în timpul 11, și spun, pentru să ridic și deșeul când îi închid plasticul pe parte, dacă generez, pe aduci cu belă, a zis că e contractul. Sau închirie. Sau închirie. Iau și de deodată, de joi, a doua joi a lunii, vii și eu ridici. Înțelegeți? Adică, de exemplu, restauratele care au o apă la sticlă. Bidoane. O să aibă și sticle și bidoane. Alți agenți economici, care au profil de construcții, de depozit de materiale de construcții, vor avea alte, altfel de grumare. Bun, dar haideți să ne luăm pe noi, pe persoanele fizice. Noi nu facem bani obiectul să fie contract. Deci, voi mai de persoane juridice. Noi avem taxa asta, prin 76 care am aprobat-o, se plătește la Consiliul Local și noi plătim mai departe către numărul de locuitori care avem. Mie mi-a ieșit ultima dată când am făcut către ei, le-am trimis invitarierea tuturor drumurilor și a gospodăriilor, mi-a ieșit numai 2770 de locuitori. Dacă ei nu cred lucrul ăsta, n-au decât să vină, să facă ieșitământul, să meargă la fiecare poartă, să vadă câți locuitori sunt la ce gospodării. Dar nu asta ne-a ieșit. Sunt foarte mulți plecați. Plecați la tine, la facultăți, plecați în străinătate. Deci nu mai sunt trei interesi, cât a ieșit la ultimul recizământ, stabilirea acasă. Mie mi-a ieșit mai puțin. Ei, dacă nu cred după ăsta și poți să iei pe cel recizământ, le-a spus. Doamne, pe asta mergi, mergi în poartă, în poartă. A fost o reia în legile obării 2000, la vot. Nu, a fost 1100, 1100. 1100, nu umflă, nu ies votul. 1100. Colectarea și transportul deșeului, de echipamente electrice și electrice, de la... Da, doamna Vigila, vă mulțumesc frumos. Colectarea și transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, de la centrele și punctele de colectare, stocare temporară, la solicitarea și în conformitate cu programul elaborat, inclusiv tratarea acestor. Colectarea și transportul deșeurilor vor minoase, neasimilabile și de minajere, exemplu, mobilier, la centrele puncte de colectare, stocare temporară, la solicitarea și în conformitate cu programul elaborat, inclusiv tratarea acestor. Durata contractului. Aici iar nu scrie nimic, să încheie după un acord. Durata contractului între operatorul, persoană ăsta juridică și operatorul. Tarife și preț de închiriere, vânzare recipientului. Deci poți să vândă recipientul persoanei juridice, poți să și închiriere. Ce avem? Tariful pentru colectarea separată, transportul separat al deșeurilor menajere reziduale, inclusiv eliminarea prin depozitare, este de 553,59 de lei per ton. Deci, v-am zis, ei, la persoanele juridice iau cu ton. Așa era și în oraș, în Mărești, care au societăți, ei plăteau la SIRSLAM cu ton. Nu plăteau ca ceilalți cetățeni, care plăteau la asociații nouă. Se negocia contractul. Se negocia. Dar și cum îl cântăreau? Deci, pe urmă, care vindeau la Bacău, probabil, nu? Cantitatea se negocia din atâția litri, atâția tot. Și se cubează. Se cubează și cei metri cubi au astfel de greutate. Respectiv 110,72 de lei metri cubi, la care se adaugă TVA. Prin semnarea prezentului contract, utilizatorul non-casnic, deci atenție, utilizatorul non-casnic, vorbesc de persoane juridice, devine abonatul operatorului și va achita lunar contravaloarea unei cantități de minim metru cub de deșeuri în acele rituale pentru utilizatorii care nu au sedii sau puncte de lucru la etaj de spiloare blocului. Deci că vorbim și la general, și pentru oraș, numai pentru localități de metru rural. Contravaloarea unei cantități minime de 0,5 metri cub de deșeuri la acele rituale pentru utilizatori non-casnici care au sedii sau puncte de lucru la etaj de spiloare ale blocului începând cu etajul 1. Care au sedii și sau puncte de lucru la etaj de spiloare blocului începând cu etajul 1. Contravaloarea a cantității minime de 0,5 metri cub de deșeuri reciclabile pentru fiecare punct de lucru. Tariful pentru colectarea transportului la stații de compostare a deșeurilor biodegradabile. Că ei mai au, poate flori, frunzi, în gazonul, ce nu iau ei. Este de 9,46,85 de lei pe tonă. Vă dați seama că ai o tonă de tonă? Da. Trebuie să posești. Bine, să ai foarte mare costi. Respectiv, 189,36 de metri cub, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu conține taxă de compostare. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase, din deșeuri asimilabile, ce omenajele este de 2065,59 lei pe ton, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu conține taxă de eliminare de tratare. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor industriale, de periculoase, deșeuri din construcții și demolări,
Inclusiv eliminarea prin depozitare este de 101,47 lei pe tonă, respectiv 125,84 lei pe cub, la care se adaugă TVA. Deci ea așa calculează. La o tonă de depozit de măruț, trebuie să fie 125,84 cub. În funcție de profilul de activitate, când vine Romprestul la agent de bună, mi spune ce profil de activitate ai? Aia. Ce gunoi ai sali? Păi am aia. Și în funcție de asta negociază și-și... E decimare. De exemplu, dacă eu am un magazin alimentar, da? Ce generez? Mai mult cartoare de acolo, la un alimentar. Hârtie și carton la cutii. Și mai departe. E, atunci, cheie mai pentru pe coană. Da, raport de alimentare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Județ, Finanță, Adresarea Domeniului Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare între compania Rom Press Service și agenții economici și instituțiile publice, consider că acesta este necesar și conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001, republicat, analizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim. Proiectul numărul 4. La proiectul numărul 4 avem proiect privind aprobarea noii localități pentru serviciile publice de apă, de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate cu indice de inflație. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și prețurile pentru apa potabilă livrată de rețele de transport, respectiv livrată în alt sistem în vederea redistribuirii pentru întreaga are de operare conform avizului ANRSC numărul 531.289 din 16.12.2015, după cum urmează. La apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga are de operare, pe anul 2015, până la 31.12.2015, prețul a fost de 4,30 de bani de metru cub. Asta au plătit cei care sunt în casă, care au abonament, care au apă la pământ. De la 1 ianuarie 2016, prețul va scădea, la 3,78 de bani. Deci va scădea la 4,30 la 3,78. Pentru ceilalți utilizatori, pentru cum va fi de 3,47. Această scădere are loc datorită prețului de inflație și a scăderii TVA-ului. Deci prețul la apă potabilă și tarifele de canalizare pentru populație conțin TVA în cot de 24% până la 31.12.2015. Iar pentru restul utilizator nu conțin TVA. Începând cu 1 ianuarie, prețul la apă potabilă pentru populație conțin TVA în cot de 9%. Începând cu data 1 ianuarie 2016. Iar pentru restul utilizator nu conțin TVA. Deci, dacă are loc scăderea și scade prețul, asta e un lucru bun. Că scade, oamenii vor primi puțin prețul. Da. Vreți să facă care? Da. Proiectul de avizare, așa, Comisia a spus, a amintit, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare ajustate cu indicele de inflație, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 de legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumesc, proiectul numărul 5. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la venituri cu suma de 105.000 lei, din care 14.000 lei la capitolul 040201, cote defalcate din impozit pe venit 89.000 lei, la capitolul 430265, finanțarea programului de dezvoltare locală la capitolul 3402 cu suma de 89.000 lei. Se rectifică cheltuielile bugetului local cu suma de 105.000 lei, după cum urmează. Administrație publică locală, 16.000 lei, drumul și poduri, 89.000 lei, total 105.000 lei. Se aprobă lista de investiții pe anul 2015. Articolul 4. Prezentă hotărâre se comunică prefectul de Bacău, primarul Comunei Cașin și departamentului buget contabilitate de venituri, în termen de 10 zile de data adoptării de către sectarul comunei. Articolul 5. Compartimentul de buget contabilitate de venituri va duce la întâlnire prezenta hotărârii.
Am mai făcut o solicitare de contare la Ministerul Dezvoltării în sumă de 89.000 de lei, conform ultimul stat de lucrările făcute de către constructor la drumul de trei locale. Mi-a cerut o cădouă, data 26, am primit, vă dați asta, la seama că am fost nebucăți. Luni am găsit e-mail-ul în care îi solicita ca luni, tot luni, dacă avem solicitări de plată, factură emisită către consumul, să le ducem la Ministerul Dezvoltării prin decontare. Am făcut tot efortul, am făcut anexele și ieri a plecat doar la Măgurea la București și a ajuns cu bine și am depus ce posibil, ca până cu 31, să ne cumpli banii în cont. Și de-aia, în tărânea, să face rectificarea, să o avem. Dacă nu vor intra pe 31, voi veni anul viitor, vom face atunci ceva tot după Consiliul Local, pentru rectificare. Comisia pentru programele de dezvoltare economică socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 de administrații publice locale 215/2001 republicată, analizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să adopte în forma prezentată. Da, mulțumesc. Proiectele v-au fost prezentate, vă invit la discuții. Înainte de a lua noi cuvântul, ar trebui, domnul primar, să ne faceți așa un istoric vis-a-vis de ce se întâmplă cu pubierele astea, ce se întâmplă cu țarcurile astea care sunt de la conserv. Mai rămân, poate puțin sunt cei informați că o să fie o altă societate care o să colecteze deșeurile și o să continue să ducă acolo, braile sau cum... S-a mai discutat în ședința anterioară, dar vă mai repet o dată. Cei de la Rompriest au trimis niște delegați la lor să vadă situația drumului. Că să fie de accesibilitate. Iau o mașină un pic mai mare decât ce am luat până acum. Și au mers și au găsit câteva locații în care au zis că nu putem intra. La care eu am intervenit și am zis, da, dar puteți intra până la un moment, cum? Și dacă mai sunt 50 de metri până la ultima casă, ce să-ți ia o mașină ziua cu venitul noastră cu pubierele acolo? Fiindcă nu este distanța atât de mare. Se pare că o singură de asta va rămâne în Poița. Ăla din Colopot. Aia va rămâne acolo. Atât. Restul, eu am făcut demersul de pubiere, pe care le vom repartiza de 3 pubiere la fiecare gospodărie. Și va merge din poartă în poartă și va ridica deșeuri. Și de-aia zic că va să dea cantitate. Fiindcă ei nu vor ridica, nu va refuza deșeuri biodegradabile, rumele bușul, gunoiul de graș sau ce voi punea până acum cenușa, ce punea fiecare. Nu înțeles lucrul ăsta, pentru că cel care a plătit până acum gunoiul o să-l plătească și de acum înainte. Cel care nu l-a plătit, dar ce credeți că nu sunt cei care nu au plătit cu noi și au dus acolo la Tomberan, au dus? Vor plăti, domnul Băleagă, fiecare vine rândul. Vă dau un exemplu, nu dau un numit în mașină, a zis că nu va plăti cu noi niciodată. A fost nevoit, se poate, a fost nevoit. I-am avut acte, contractul de vânzare, cumpărare, fixă. Și trebuia certificat fiscal. Notarul nu îți face nicio tranzacție dacă nu ești cu zero. Și a plătit 6 milioane în cezut. A plătit de ei bani. Și le-a ridicat, de exemplu, de eu... Ai mâncat fericit că l-ați prins la nu, monarhie, da? Cam toți vor avea nevoie cu data asta, nici toți au nevoie. Toți vor avea nevoie de... Dar până la urmă, trebuie și noi să ducem o bucă de lămuri. Dăm frică, o fiecare cetățean, că este o obligație cetățenească. Statul ei se vor strânge toate, toate platformele. Contrarii care avem, le vor strânge și le vor depozita, le curățim, le desfectăm și depozităm în spatele primăriei. Platformele vor strânge tot. Nu să zicăm platforma betonată. Ce-i făcut? Numai țară. Îl demontăm țarcul și îl depozităm în, la primărie spre conservare. Aplicată la Consel va fi suspendată, când va intra Romprestul și va începe reactivitatea în Cașin, noi vom suspenda la Consel, nu în trebuie. Când începe ăștia? Cam după 16 ianuarie. Cam după 16 ianuarie. Ei, dacă vor începe 16 ianuarie, noi atunci vom suspenda la Consel, nu încetăm definitiv. O suspendăm că avem dreptul cu 3 ani zile. Că nu se știe ce se poate întâmpla. Nu suntem, nu avem certitudinea că Romprestul va putea funcționa sau nu va putea. Și atunci noi să avem o margine. Romprestul îi subînghiliază pe ei. Nu se poate și așa? Nu, nu cred că au. Nu cred că au. Da, nu cred că au. Da. Altele lămuriri? Da. Am înțeles, să vedeți, protest suplimentar cu tonaj.
câte suplimentar, încheie un contract de vânzare cumpărare cu operatorul, cu Rom Prestu. Și vor plăti, și vor plăti direct la Rom Prestu, nu prin bugetul local. Pe tonă. Persoanele fizice, de exemplu, un cetățean care își demolează casă cu materialele de construcție, restul, bonus. Se duce împreună. Nu știu dacă le va duce. Ce va face? Vă informez, domnul Polilea, conform legii 10 care s-a dat anul ăsta, va fi greu pentru cetățenii moștenică, când vedem în vedere financiară, nu atât de potenți, nu se va mai construi în legii în propriu. Se va construi nu numai cu firmă autorizată. Deci autorizarea are deja contract. Da, și aia vor avea contract și ce va rezulta deșeuri când mă duc, aia vor fi obligați să duc la să aibă contractul domnului. Deci la 1 ianuarie, la anul viitor, orice autorizație de costuri, eu dacă sunt meseria și vreau să fac eu o cază... Nu, dacă persoana respectivă are contract cu un... Persoană... Deci nu se poate. Nu le-am făcut noi, legea 10 care s-a dat în septembrie, a Da, mulțumim, domnule, acela. Da, domnul Mijanu? Da, aș vrea și eu să... Da, în principiu toate punctele sunt importante și sunt de acord cu mine, dar în majoritatea punctelor dezbătute s-a pus problema agenților economici. Eu vreau să întreb pentru populație, că noi aici, să spunem, că în Cașin avem 20-30 de firme, mici, mari, cum vor fi ele, pe global, dar e vorba de populație, la urma urmei. Noi trebuie să facem în așa fel încât să asigurăm ca deșeurile care vor rezulta de la populație să fie luate și să rămână curat. Ce facem cu deșeurile cu volum mare? Adică, crengi, frunze, rumeguși, știu eu fel și fel de chestii de genul ăsta care se adună până de gospodărie. Taie vinia, elăciugă, știu eu. Unde ne ducem? Trebuie stabilit un loc undeva. Și populația ne va întreba. Ne va întreba, domnule, perfect, cu noi un menajer și care este, îl ducem, îl punem în acele culori, pe nu știu ce, pe nu știu cum. Dar vine primăvara. Începe curățirea, începe ce se poate da foc, ce nu se poate da foc, că calci mediu pe partea asta, cu pulpul, nu știu ce. Sau dacă nu, le scoatem în stradă, că am văzut, de exemplu, la cum intri către Cașin încoace, unde stă Stava Livrele. A stat acolo crengele alea puse la poartă, cred că o jumătate de an. O stimă așa mare de crengi. N-a zis nimeni nimic. Până la un moment dat au dispărut. Cred că toată lumea le-a văzut, nu numai eu. Așa. Nu știu dacă au fost ale lui sau a vecinului de alături. Erau a cuiva. Între ele, acolo era pus. Trebuie rezolvat acest lucru. Pentru că în orașe e rezolvată. Nu vrem ca noi, cei care locuim în mediul rural, asta e situația. Așa, să zic că lasă-i vorbim, nu să descurcă ei. Nu cream, să mai descurcă, mai face un foc, mai pune pe grădină, mai nu știu ce, dar tot trebuie aruncat. Cenușa, de exemplu, de la care au cazane, cu lemn, cu sole. Eu am, vă spun sincer, că cenușa nu poți arunca pe grădină. Eu am făcut undeva într-un colț, acasă, acolo, am cred că două căruțe de cenușe. Între gard și greaș de acolo. E ceva enorm. Unde s-o arunc? Nu știu, dacă o arunc undeva pe marginea apei, de fapt e pământ, dacă stai să te gândești. Poate unul să facă o reclamație, să zică, uite, aruncă un noi, să aruncă aici. Adică să nu cădem partea cealaltă. Vrând nevrând, omul vrea să-și facă curat, ăla zice că i-arunci mizeria lui acolo sau o arunce. Uitați-vă, de exemplu, eu nu dau în altă parte. La școală, pe ulița aia care merge la școală, la noi.
la poliția. Câte materiale sunt aruncate și când nu e aruncată în râpă, în jos, așa, acolo. E ceva de speriat, nu mai zic. Am fost într-o zi, să dau un exemplu, nu știu ca și. Acolo, pe la Cristea, prin spate, pe la domnul Popa, pe acolo, pe râpa aia. Păi, fratelor, toată râpa aia, acolo e numai sticle și numai bunoaie. Când ați fost ultima oară? Înainte de a se face gardul. Nu știu, nu știu, dar e vreo lună, e vreo lună, o lună și că, așa. Și era acolo că m-am uitat așa, și nu știu, omul vrea să fie curat la el în curte, de asta zic. Omul vrea să fie curat la el în curte. Ei, dar haideți să-i dăm posibilitatea să nu mai arunce, să le care, să le pună și astea să fie luat. Că dacă nu îi le luăm, el face ceva, cum zice domnul Văleanu. Și le duce prunt. Vă pot da răspuns, domnul Văleanu? Doriți. Adică haideți să facem pentru noi, comunitate, să fie bine. Având în vedere că trăim în mediul rural, să știți că conform normativelor de mediu, de acum, acum 4 ani de zile, eram încă viceprimar, s-a stabilit ca și locație pentru depozitare în cașe, mă refer, creenți, frunze, lumebuși, la Siliște. Deci mediul dă voie să depozitezi undeva, într-o locație. Acestea sunt niște produse biodegradate. Ele în timp vor putrezi și vor deveni compost. Pentru frunzii, flori și mai departe, lumebuși, ați primit fiecare cetățean care ați ridicat la primărie o câte unitate de compost. Acele unități de compost, pentru asta a fost dat. Ca în ele să depoziteze aceste produse și să devină pământ. Ele, la un moment dat, devin pământ. Cenușa, a fost cenușa. Pe ceea timp, ea deveni pământ la un moment dat. Deveni pământ, că și se poate da pe teren. Deci, aceste produse sunt biodegradabile. Nimeni nu a vedat la mediu, dar stabiliți într-o singură locație. Acolo tot și tățile copiar. Nu vine nimic la poartă să iei frunze. E frumos și le duci cu bun în locația respectivă stabilită și acolo spune. Mai mult atât, conform legii de mediu, să vedem dacă vom putea anul care vine, să facem undeva, radio comunii, un batal betonat, unii cetățenii care nu au să depozitezi gunoi de graș, îl depozitează acolo. După ce fermentează și devine bun prăștia pe câmp, îl ia și îl duce pe câmp fiecare cu terenul agricul care îl deține, ca să nu mai există la fiecare capăt de bucată, ați văzut dumneavoastră. Am pus o luptă de 2000, dar era viceprimar până în 2012, și am luptă, mulți cetățeni puneau, depozitau gunoiul de graș la drumul de geam, chiar în marginea drumului. Era inestetic și disconfort pe ea, pentru cetățenii care își luau pe drum. Și atunci, prin adrese și multe somații care le-am dat, s-au învățat și au mutat gunoiul pe partea mai în centru terenului să nu afecteze drumul județean și cetățenii care trec prin zonă. Acum, dacă vom putea reuși să facem și unul plasă unul ăsta betonat în locul locației, și m-am gândit la o locație, a existat undeva pe un poiță, în partea asta de terenul fotba, să betonăm acolo și să depozitezi de care cetățeam cu noi. După ce îi fermentează gunoiul, îl ia, duce pe câmp, dar să nu îl ia el. Îl iau meseriașul. Îl iau altul, îl ia care de voi. Nu, betonat să faci. Da, betonat să faci, da. Și cam așa stau lucrurile. Iar cu celelalte deșeuri biodegradabile se stabilește de către primar, deci primar, consiliul local, o locație undeva pe un punct, unde se pot depozita. Fiind că el în timp împutrezește, devin compost. Deci nu afectează mediul înconjurător. Cam atât, în rest nu am nimic de comentat. Vis-a-vis la arăt acolo la Cristia, să știți acolo în toamna asta s-a făcut un gard, a făcut doar aici cumva un gard, domnul cu știi, un gard să nu mai arunci. Dar și-au găsit portiță mai încolo spre Comărești, undeva și tot. Și am cetățit în zonă, am și înceam, am văzut până eu cum își doresc. Pune doar unul, și că vin noapte. Nu vor să curați unii bani. Îți vecin, domnul. Și să știți că acolo este și o este răpa foarte abruptă. Foarte abruptă. Este foarte greu de salubrizat. Deci foarte greu avem accesibilitatea acolo. Și dincolo la fel. Dar ne-am gândit cu grevele mai înalte, nu le lasă urce, pentru că tot nu ce dat atât de 16. Și dacă se întâmplă la nivelul de nenorocire, sunt răspunzătoare. Da. Cu toată protecția muncii efectuată, cu toate... Și stau lângă ei și le spun, nu urca să mai sluzbați cât se poate. Asta este. Le-am zis de educație și de auto-educație, practic, și de discuții cu cetățeni. Sperăm când se vor da cu bine la fiecare gospodărie, să scăpăm de situația asta. Și numai acolo, mai sunt locuri, și în Cuința, și pe rada s-a plecat și unii să depozitează. E bine de gândit, nu știu, scuzați-mă dacă trebuie prea mult,
de gândit o asemenea platformă și chiar în Culița, spre Buzici undeva, într-o chestie undeva, nu poți să-l pui fără de la Culița să care cu noi de grași în Siliște și să vină din Siliște și să-l ducă pe Buzici, pe Lunca. Adică trebuie gândit un pic chestia asta. Da, trebuie gândit, dar trebuie să găsim o locație, Puțini, acum hai să fim serioși, puțini din cei care au animale nu au acasă o platformă sau puțini sunt cei care își duc prin drum de gunoi. Sunt pe cum. Cine îl duce, dar aia cu aia 2, 3, 5 cât sunt, cu aia trebuie să facă ca o investiție, o platformă. Ne scriem acum. Ne scriem acum, nu? Da, mă rog. Da, știți că de vreun an, doi, tot aveam așa de presimțire că se schimbă ceva în salubrizare la nivel județean. Eu am văzut întâmplător și eu interviu am președintele Consiliului Județean Bacău Dragul Zbenea la jumătatea lunii de pe, în care și-a dat demisia de funcția de președinte la Consiliul Adis Bacău. Mai mult decât atât, spunea că ar fi și unele probleme la groapa de gunoi, întrucât nu vor mai primi autorizația de mediu, de ce s-au apărut fisuri la celula, la celula 1. La celula 1 și s-ar posibil să fie închisă groapa de gunoi. Sunt foarte multe semne de întrebare cum intrăm în funcțiune cu acest nou model de salubrizare, deoarece aflăm acum că e posibil să construim un batal, deși acest lucru trebuia construit înainte de a da drumul la acest sistem de salubrizare. Mai nou aflu că un cetățean al Comunei a plătit 6 milioane jumate ca să primească un certificat fiscal și nu e adevărat, pentru că am avut și putea de public, deci putea primi certificatul fiscal chiar dacă nu și-a plătit salubrizarea. Domnul Bălia, dați nu duci în luare luare, că așa face să vă pișeniți. Nu e adevărat, deci nu că nu am plătit certificat. Certificatul se ia cu un debit. Și cu debitul respectiv, notarul nu face tranzacția. Deci nu știu lumea luare luare. Dar nu mai poate cu dumneavoastră. Este un minț. Cum tu minți? Este de aceea ce înseamnă întâmplare? E aceea gălit când ai fost gălit ca să îi dai certificat fiscal. Nu e adevărat. Certificatul este dat cu debit, el l-a început. S-a dus la notar și notarul l-a primit, dar nu era cu tranzacția. Și a fost depus și acest debit, ca să iei pus el. În vremea mea dădeam certificate fiscale, chiar dacă când își plăteau salubrizarea 70% de tot ce ați început. Dar îți dau certificat și acum, dar nu-ți plătești unul cu debit la tranzacția. Studiați codul fiscal. Dar nu știi, domnul. Certificatul fiscal este din program. Să-mi place mie, că sunt prieteni la eu cu Vădeanu și dau salariul, îi dau un certificat fiscal. În perioada asta, acum de 3 ani, după ce cine a plătit cu noi? Câți cetățeni au plătit? Au plătit cei care nu au plătit până acum. Dar cei care nu au plătit, nu au plătit. Când dau eu cuvântul, imediat să-l istorim. Mă întrerupeți. Da, da, da. Vă dați să 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 dați. Trei ani, îmi place una, nu știu cum să-ți faci campanie de ședința de Consiliul Local. Dar ce campanie? Te rog frumos, franșal, și discută ce trebuie să discute. V-am întrebat vreodată cum am făcut. Te-ai rog președinte, am trebuit să-i întrebi. Păi da, că ești intelectual. Ce să spun? Inginer de turn. Lasă cu voi, meritați transformă. Hai că respectăm intelectual. Macar că respectăm intelectual. Cu cetățenii comuni, nu cu găbița. După ce că nu ai impus cetățenii la gunoi din 2010 și avem rămășiții din 2010, lasă-mă să spun cum punctul de vedere și aia dar e roșie așa degeaba la cap. Dar bine că nu se gălbenește. Da, eu ai început să faci spectacol. Ce spectacol? Am luat și toată lumea din comună și din oraș. Nu se poate așa ceva. Avem o ordine de zi sau prezentat ceva. Păi la ordinea de zi. Dar te tragi mășelitul cu mine, chiar mă iei la... Dar de ce să nu mă trag? Adică cine ești tu? Și eu cine sunt? Ia te rog frumos să îți revizuiești comportamentul și vocabularul. Că nu te aranjează ca intelectual ce te... Dar lasă că știu eu cu cine trebuie să fii intelectual. Ce-i mare intelectual? Profesor de educație fizică. Intelectual este ăla de matematică, de istorie, care a studiat, nu care a făcut umbe. Hai să depășim momentul, dacă... Dar cum ne-a dovedat? Dacă nu lasă, a fost președinte, altceva mai spune dacă s-a instigat scandal și la parara. Și s-a duce un felul de acuzații. Diverselor persoane.
De fiecare dată când iau cuvântul și chiar mi-am spus un punct de vedere clar, i-a deranjat, nu i-am întrerupt când au spus, i-a deranjat adevărul. Domnule, spune adevărul minții. Spune adevărul. Vremea mea să-l dat certificat fiscal, să-l dat certificat și comunicul. Oamenii curtea de cont, i-am întrebat, mi-au dat un răspuns fiscal, nu noi trebuie. Colselul trebuia să meargă la poarta lui Sânt. I-am ajutat lui Sânt. Eu nu-ți spun lucrurile. Nu vește să dați sesia la comandă de Consiliul Local, la Bucurelea. Este hotărâre de Consiliul Local. Urația mare să pune în casă. Sunt mulți primari, ați văzut și primarul. Ai fost fi acolo toți, sunt obligați de domnul Bucurelea. Sunt mulți primari și primarul din Comunești, am văzut la televiziune, nu mai vor să intre. Vor să fie emisia din Adis. Vine Consiliul Județean, da, dar trebuie să vină cu o variantă, nu e o altă variantă. Vine o variantă, votăm acum, dacă suntem de acord sau nu, să le punem taxe de 3,60 în primul an. Și cu ce dărâmă fiecare în gospodărie, să plătească suplimentar. Asta facem, o să constrângem populația să plătească mult mai mult decât s-a plătit până acum. Știți ce? Ați stat de vorbă cu vreun agent economic, ați luat un studiu, așa, băi, ce facem? Uite, trebuie să vă aducem puberii mai mari și să plătiți suplimentare în funcție de tonajul care să-i vedeți și reacția au, sau cum percep aceste noi servicii de salvezare. Domnul Bucurelea, știți, să... o întrebare, nu știți, știți și e la ADIS? Spuneți acum atunci cu Sfântul, ce înseamnă la ADIS? Vă pun o întrebare, ce înseamnă la ADIS? Da. Ați fost prima când ați inițiat proiectul de hotărâri să intrăm în ADIS noi, cu mâna cașă. Spuneți ce înseamnă la ADIS? Societatea județeană de... Societate? Domnul, doamnă, spuneați, doamnă. Cum scrie societatea de zi? Înființat după Județean Bacău, da? Adică nu societate. Vă faceți râs, domnule. Vă faceți râs la Bacău. Domnule, e separat. Adică nu e societate, domnule. E separat față de Consiliul Județean Bacău. Adică nu e societate, domnule. Consiliul Județean Bacău este... Adică eu asociație, domnule. Eu asociație, domnule. La care, când e primar, ai dat inția cu egotării, să intrăm în față, să facem parte din un orizm. Asta, mai pune, ce mă scură? Ce? Nu, că am întrebat. Ce e la adică? Ce am spus că e ceva separat față de Consiliul Județean Bacău. Ceva separat față de Consiliul Județean Bacău. Păi cum sunt cetățenii și dacă te întreabă? Ce îi spui? Ceva separat față de Consiliul Județean Bacău. Da, haideți să continuăm discuția pe lucrurile de hotărâre. Deci e clar, nu sunt de acord cu înființarea acestui nou serviciu de salvezare. Să așteptăm la alte comune să vedem cum funcționează la ei, după care să... mulți primari nu înghit acest nou sistem de salubrizare, datorită taxelor foarte mari și modului de colectare a deșeurilor în localitate. Fiindcă începem cu un preț de 3,60 sau cât va fi în primul an și să ajungem câțiva la 8 lei și ceva. Și nu există transparență, adică nu știm cine așteaptă de la 16 ianuarie încolo. Cum funcționează mai concret acest nou model de... nu au fost informați, nu știu dacă ar avea timp primarii să informeze populația despre noile taxe și despre nou model de colectare selectivă. Da, ați întrebat, mai aveam multe de spus, dar nu o să dacă mai aduc la mic, nu să mai întrebim pe parcurs. Da, altcineva nu are numai. Nu aveam de gând să iau cuvântul, dar în urma discuțiilor astea am să revin un pic să ne precizați mai concret cum va funcționa implicarea primăriei, practic, și implicarea celor care încasează, pentru că discuția care a dedicat-o domnul Bucurelea, o metodă de constrângere, adică de strâns banii, va trebui o metodă de constrângere, pentru că numai cu lămuritul, cu dus, cu nu știu ce, nu faci nimic. Am stat de vorbă cu foarte multă lume și știți că nu am cu noi, eu fac o groapă în grădină, eu fac nu știu ce. Nu putem să mergem așa, pentru că, vedeți, legea e lege, trebuie strâns gunoiul ca lumea, pentru că doamna viceprimar a spus că s-a făcut acolo și s-a făcut, însă astăzi a fost ieșare. E efectiv ieșare acolo. Și vedeți că, cu toate că funcționează, și s-au curățat acum spațiile, că a fost foarte mult gunoi și mergând pe la punte acum e curat. Au fost sărbători și s-a făcut un efort, s-a făcut ordine. O metodă de constrângere va trebui. Probabil că nu-i, domnul Bucurelea știe că poate nu-i chiar legal să-l condiționeze, dar cumva trebuie. Cumva trebuie, că numai să-i spui, te rog frumos, achită-ți
Iar referitor la taxă, într-adevăr, cresc taxele, dar și cheltuielile probabil că se măresc. Și atunci, comparativ cu orașul, care taxele sunt mult mai mari, sunt foarte mari, vedeți, comparativ. Și găsesc că, na, e greu pentru multe familii, 3 lei și ceva, dar va trebui. N-avem un control. Nu-i singura acțiune sau singura în care omul cheltuiește și este oare constrâns să cheltuiască. Deci noi va trebui să colaborăm un pic, să vedem exact ce trebuie să facem. Implicarea primăriei, ca să nu ne înglodăm noi pe urmă cu niște datorii, iar ca să dăm bani de la primărie și să fim obligați noi să aprobăm ca să plătim pentru cei care nu plătesc și care au cu noi. Cu deșeurile astea, vă dau un exemplu. De exemplu, la biserică, la cimitir, s-a făcut curățenie, dar ea s-a strâns o grămadă de resturi de coroane, e o căruță plină, plină, plină. Eu, de exemplu, nu aș duce să le duc. Dar unde le duci? Și ce faci? Trebuie să găsim un loc. Păi le-am dat foc acolo pe loc. E un pic riscat, doamne, că asta m-am uitat. E cu puțin riscat. Domnul profesor Labăr ne-a sprijinit și dumneavoastră ca pe care acolo lucră la monumentele, la monumente, și a fost supravegheat cu gălezi de apă. Da. Asta este. Datoria noastră este să ne gândim bine și eu de-aia întrebând o dată pe domnul primar, cam cine probabil se ocupă de încasare. Efectiv, trebuie un om foarte bătăios, că degeaba dacă e un om mai moale și merge la cineva în curte, nu am și cu asta, cu asta. E o acțiune grea, strânsul banilor. Foarte grea. Și am luat taxe și impozite acolo. Domnul doctor, vom vedea și când se vor împărți pubelele și de reacția banilor. Vom sta de vorbă cu oameni. Care nu acceptă fix nimic de lumea să plătească. Vom avea discuții, iar nu ne ducem cu japca, cu toporul la partea omului, să-i dăm bubelele și să-i spunem că este obligat. Noi să-i explicăm frumușel cum stau lucrurile. Pentru că trei bubele îți creează totuși un pic, îți trebuie un pic de spațiu. Ca să țină și eu, am curtea destul de mare. Dar să pun trei bubele așa, doar găsesc loc, rezolv, că trebuie să rezolv. Dar pentru unii este o problemă, care are un spațiu mai mic și nu știu ce. Și chiar asta era. Iar referitor la prețul de la apă, că a scăzut, e foarte bine, dar urmărirea, eu totuși revin asupra faptului. Citirea apometrului și implicarea mai concret în consumul de apă ar duce la eliminarea plății pierderilor astea care zic că sunt. Că nu se face în practic o citire, hai să nu zici la 3-4 luni, la jumătate de ani măcar. Eu, de exemplu, tot plătesc și niciodată nu, cu apometrul nu bate cu factura. Știți? Mă pune mai de cum ai trecut sau ce? Este o variație. Da, se pune. Exact. Dar vedeți că treaba asta este și la curent, este și la gaz metan, plătește anticipat și ai bani și te încurcă, nu este ceva. Dar astea sunt legile țării și noi va trebui să luăm măsuri să ne strecurăm pe lângă ele, să rezolvăm treaba. Iar noi toți ar trebui, domnul Curelea, să ne gândim ce putem să facem. Cum ar fi bine să facem? Vedem primăria, domnul primar, doamna vice, cam ce idei au, poate că venim cu o soluție de bunătățire și chiar numirea unui om care să ocupe este o treabă grea ca să strângă bani. Pentru că e dificil să te duci acum să-i cer, pentru dacă aproximativ câți? 60% nu plătesc. Nu, doamnă, cam câți? Cam 60 plătesc. 60 plătim. E bine, totuși a făcut un progres. Mai poate și așa. Și de ce? Am dat o debitură în 2010 și dau, sunt și pot. Mai greu de recuperat? Da. Ca să fac o rectificare, domnul doctor, să fiu clar înțeles. Da. Deci nu se face nicio constrângere la niciun cetățean să se livrează acte la primărie. Eu am spus, în cazul când omul face tranzacții notariale, certificatul fiscal eliberat de primărie, este fiind cu zero. Omul să-și aibă datoriile, achitează la zi la primărie. Certificatul fiscal cine scoate? Calculatorul. Ăla nu ți minte. Scoate exact ce are. Automat, dacă scoate rezultatul la acolo. Nu poate încheia actul notarul. Notarul nu se joacă. Notarul este legea finanțelor publice, în care notarii sunt obligați, când se face o tranzacție, vânzătorul,
păcat văzător, nu cumpărătorul, trebuie să aibă certificatul fiscal cu taxe și impozitele la primării, la zi. Unde are, nu face acolo notarial. Noi îi dăm documentele așa cum ies. Dar oamenii când sunt la notar se trezesc că vin la pădure, dar nu face cum e cu zero. Atunci este nevoie să achite. Dacă nu achită, fata de la taxe și impozite poate de încercat fiscal cu zero, dacă el nu are acolo, nu poate. Cine își pierde judecătorul de acolo? Cine îi pune bani în locul lui? Deci dacă așa la amenzi, și domnul de-a ta e de amenzi, dar cine îi pune bani în locul tău ca să se șargă amenda de calculator? Acum, cel puțin, am mai făcut niște acțiuni în instanță și am făcut dosar la cei care au amenzi, văd că au bani, dar nu dă de 5 milioane, ca valoare. Ca valoare, dar dă voi drumul cu fost comunitări. Și mulți din ei vor mai scăpat în depite, ca un depite mare. Și când mă trebuie de asta, când au unii da banii cu amenzi. Eu mă trebuie ca scăpa și noi de depite. Și amenzile se dau prea mult. Dar nu e de noi de atac. Nu, știu. Fac reșeză. Zel, unii găsești cum mai slab organul, la articulează pe anumite vieții și unii, așa e. Plus că fetele de la impozite și taxe îți fac și serviciu, pentru că atunci când vine un audit de la Curtea de Conturi, întreabă ce ai întreprins tu, inspector Țiguleanu, în acest sens? Văleanu are amenzi. Ei trimis somații, ei trimis în științare, ei... Pentru că sunt o mulțime care trimis somații și vin la... Și fac de ce? Că mi-ai trimis omații, că mi-ai făcut propriere. Dar ea asta trebuie să facă. Pentru că dacă nu face, este sancționat. Și la salariul care îl are, cum să vă spun? Adică da, sunt la un pic spași dacă trebuie informații. Da, domnul Brăcean. Aș vrea să mai întreb și eu ceva să rămânim. Toate aceste servicii pe care primăria trebuie să le facă pentru Romprest, le face printr-un om de la primărie de la noi sau își pune ei un om? Acest om de la primărie de la noi va fi plătit de primărie sau de Romprest? Ce se întâmplă? Noi facem servicii unor firme fără să ne plătească omul respectiv? Adică haideți să lămurim de la început niște chestii și să fie stipulat într-un proces verbal anex, eventual la contract, care să... Da, spuneți că nu se lămurim. Romprestul are contract cu ADIS. Da. Noi suntem membri ADIS. Da. S-a stabilit prin autorit după țin local, cum a fost cu Porselul, taxă special s-a aplicat. Cotul fiscal și impunii. Cotul fiscal impunii anumite taxe, pârșovite, mijloace fixe, autoturize și mai departe, dar pentru ea trebuie spune, consiliile locale, prin hotărâre, pot stabili și taxe speciale. Și pot, o taxă specială este cea de stabilizare. Poți să impui o taxă pe fumul de la Coșu, cum era până anii 40 ceva, când era o liberare la Coșu. Feudalismul, da. Nu feudalismul, era capitalismul. Nu era un 46, era capitalismul. Era... Care 46? Acum? Era taxă pe Coșu la fumul, în unele orașe care ar fi București. Altcineva? Nu. O frază. Ah. Eu o să fac o intervenție mai scurtă. O să trec peste cele 5 proiecte de hotărâre cu care sunt de acord și nu am nimic de obiectat la ele. Și o să intru la capitolul diverse. Scurt și la obiect. Mă bucur faptul că s-a pus în practică și proiectul aprobat la una din ședințele anterioare cu depărmătarea râului Lada Rucio. În schimb, aș vrea să vă întreb, deci firma care lucrează la ora actuală merge cu lucrare finală sau va reveni cu o lucrare mai mică de finisare a ceea ce face? Și vă spun și de ce. Nu ești mulțumit de lucrare. Scătați-vă. Deci nu. Deci v-am spus să nu mulțumesc că s-a pus în practică și asta e un lucru bun. Dar vă rog frumos să atrageți atenție la firma respectivă. Că în urma de formate, pe fundul la șanțul de scurgere, rămân pietre de diferite dimensiuni, care împiedică scurgerea apei și în același timp și o formatare foarte rapidă. Sunt totuși niște bani alocați la această lucrare și a zis,
băgați firma să-și facă treaba dumneavoastră. Am trecut un pic să văd și eu că am văzut să lucrează. De-aia am și venit cu întrebarea dacă se va reveni, cu o finisare a lucrării, pentru că din talozul șanțului, la decolmatare, mai trage pe trebuie. Și sunt diferite timpuri, mă aici așa și vreau să zic. Da, se va reveni. Vă rog, dar e cu finisare. Lucrarea terminată se va reveni și pentru finisare. Da. Și m-ar surprins că se face, m-a putut măsoare unde cetățenii l-au făcut. Unde a făcut omul șanțul, nu are o să mă... Deci nu comentez. Deci se face lucrare, dar vă rog, dar e foarte așa. Dar m-a surprins la un gospodar de caș în ce am găsit acolo la șanț. Din când ai văzut. Da. Deci e pe tot. Deci să nu rămână acele pietre, pentru că... A avut scurgea de casă, nu șanț. Și acum noi când am observat, l-am dat în dugon. Zici că e petrol. Aproape că nu avem un petrol. Așa e permisă în acest nou sistem. Nu avem de ales. De aceea, cred că trebuie să avem doar câteva să vedem cum se va... Desfășura. Să vă desfășura activitatea cu noua societate. Cred că este și este câtva chiar firesc să existe un operator general, unic, pe județ, nu știu dacă este unic, dar cred că este unic pe județ, operator mare. Este sensul dezvoltării. Practic, când vom ajunge să avem și operatori de apă și de gaz și de salubritate și așa, probabil că vor dispare o parte din primării și se va face și acea regionalizare care se supune așa asta. Adică unități administrative teritoriale mult mai mari, societăți care vor, desfășura salubrizare, alimentare cu apă, gaz, canal. Cred că este sensul normal al dezvoltării și nu avem ce face. Să vedem acum dacă vom fi satisfăcuți de activitatea acestei societăți. Dar cred că trebuie să așteptăm, nu avem de ales. Noul serviciu cred că are și puncte bune, în sensul că vom avea o diminuare a cantității de deșeuri. Vom avea de asemenea o colectare superioară a taxei de salubrizare, cred. Dar are și puncte negative. Cred că vor apărea, vor proliferea situațiile în care cetățenii vor arunca la întâmplare, mă rog, în locuri neamenajate, cred că vor apărea și astfel de situații. Cum va continua să... Inevitabil. Da, va continua să plătească, să caute fel de subterfugii, să spună că, domnule, nu arunc, dar de fapt să arunce în locuri nepermise. Sunt și cred că vor fi și... Știți, cum și mari orașe, dacă te duci și pe varianta la Constanța, vezi dezastru, te duci spre Brașov, și Brașov, spre Sibiu, la fel. Serviciul ăsta este practic orientat către cetățean și clar că omul va căuta ieșiri de a nu achita, pentru că în situația existentă, încă, decât să ducă într-un om nepermis, îl ducea la platformă, nu plătea situație nici în altă, dar acum, clar că nu v-aș face nici cu pele, dar totuși la niciun legat. Probabil că vor fi și situațiile astea, dar, din punctul meu de vedere, așa, iarăși, nu cred că să ne facem iarăși iluzii foarte mari în privința conștientizării, pentru că trebuie să acceptăm că lucrul ăsta ține și de starea socioeconomică. Adică când omul moare de foame, vă spun că nu-l interesează deloc unde aruncă o hârtie. Nu. Iar situația noastră este destul de gravă. Sunt situații în care oamenii chiar trăiesc din câteva sute de lei și nu îi interesează deloc asta de care și curățenie. Și aproape că nici nu poți să-i condamni foarte mult. Are alte preocupări. Ține și de educație, dar și de statusul economic. Nu avem ce face. Părerea mea, serviciul ăsta, un punct negativ, ar fi acela că, înțeleg, sunt vorbim niște mașini de 8-12 tone, dacă am înțeles bine. Iar pe mine mă va afecta direct pe mine și pe dumneavoastră, pe toți cărți de aici, pentru că vor intra pe ulițile noastre, iar mie frică să mă gândesc cam cum ce va fi la primăvară. Suntem prinși oarecum nepregătiți, din punctul ăsta de vedere. Adică să intru un camion de 8 tone săptămânal este horror pentru mine, dar vom vedea, nu știu ce. Dar pentru mine este un regres. Deci, clar, deci eu la primăvară o să fiu cam 45 sau nu știu. Mi-e greu să-mi închipui ce o să fie. La mine 8 tone n-a intrat, nu știu. Foarte rar. Foarte rar, probabil la câțiva ani, dar să țin pe săptămânal, o să vedeți ce... Deci, cred că suntem undeva nepregătiți.
Lucrul ăsta ține pentru arterele asfaltate, da, dar pentru ulițele de la mai o să fie destul de treabă. Repet, aproape tot avem ce face, ăsta este sistemul alternativ, cred că este normal, ăsta este sensul, în timp toate serviciile astea vor fi controlate de operatori și vom vedea cum vă depășim. Eu am spus-o și rândul trecut în ședință și am spus-o, repet și acum, acest operator care a câștigat licitația de la București Press, dacă a câștigat licitația și a asumat, părerea mea, toate riscurile și toate problemele din localitățile respective. Nu ne interesează pe noi că are mașini de funcțiune sau mai puțin. Sau de o tonă jumate. El trebuie să se adapteze localităților și situațiilor din teren. A câștigat să vină cu mașini mici. Să nu ne strice ceea ce să nu ne strice ceea ce avem noi. Lucrul ăsta, mai repet și am repetat și rândul trecut, să se specifice în adresa care se face către ANIS, ce s-a hotărât în Consiliul Local și ce s-a discutat în Consiliul Local referitor la acest lucru, ca ADIS-ul să le pună în față lor problemele care sunt în localitățile noastre. Așa văd eu, că ar fi corect și fiecare, dacă a participat la licitație, înseamnă că și-a asumat toate riscurile posibile la localitățile care sunt în România. Mai puțin să ne repari. Eu am funcționat poate sute de mașini. Nu știu, dar nu numai la cașe. Nu putem spune treaba asta, că sunt ulițe numai la cașe. În toată România sunt ulițe la clasate. Da, vom vedea. Da, mulțumim mașină. Până la proiectul de hotărâre, privind aprobarea modelului de contract de ajutor servicii de tratare și depozitarea deșeurilor între Primăria Municipiului Bacău, calitate de operator, și ADIS. Cine este pentru? Împotrivă este. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mă abțin la toate punctele. Deci două abțineri? Da. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 2. Cu aprobarea tarifelor operatorului de postului conform de deșeuri, Primăria Municipiului Bacău. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3. Cel cu aprobarea modelului de contract dintre Rompres și Agenții Economici și Instituțiile Publice. Cine este pentru? Aici trebuie specificat ceea ce am spus. Da, în contractul ăsta, doamna Popescu, notați acolo în procesul de că la acest contract trebuie făcută adresă ce s-a stabilit în Consiliul Local. Mașini care să introducă, să ia... Nu, eu am spus de asta cu deci am fost de domnul Moșu, deci am fost prima activitate și cum Consiliul Local a fost stabilit. Bineînțeles că vă dați seama, sunt atâția localități și o să fie mai locală. Nu mai trebuie să spunem, ai stricat drumul, aduceți mașini cu oraș venit, dacă nu, reparați drumul. Nu este public. Da, dar eu zic altfel. Dacă apucăm să semnăm acel contract, dar nu se mi-e urmărit. Sau am luat urmărit. Domnul persoană juridică. Să rog zilele. Contra noastră. Nu, să rog zilele. Încheie contractul. Dacă încheie contractul, spui, băi, eu nu generez decât carton. Atât închei cu tine. Carton, nu închei și pentru sticlă, pentru și mai departe. Că fiecare operator economic care are obligația să aibă un contract cu finanța urbizare, că îi obligă în mediul. Când vine gata de mediul, DSP-ul, un control DSP-ul, îi cere contractul. Când i-a ridicat cu noi, când i-a ridicat, păi el e interesiat să vadă că are încheiat un contract cu o firmă de specialitate. Da. Deci la votul 3 se abține cineva? Da. 2. Se abține 2 și 8. Încă o dată întreb. La punctul 3. Vreau să văd eu cu ochii. Cine este pentru? Ridicați mâna. Două abține. Ați văzut cu ochii? Proiectul de la punctul 4
referitor la modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. Cine este pentru? Sunt de aici, aici acasă să voteze împotriva care zic că am băieți. Cine este pentru? Da, Cristali. Da. Ești de acord, domnul? Deci, la punctul 4, unanimitate, da? Da. Punctul 5, cu rectificarea bugetară. Cine este pentru? Domnul Privat, ne-a mai anunțat ceva de face. Domnul Băneat, îl votăm și după aia puneți întrebări. Da, am dat votul, am vorbit și eu. Da. Tot, a fost cu mine. Se abține cineva? Eu. La rectificare? Da. Cine se mai abține? Domnul Mășu și eu am votat. Da? Deci, nouă. Mulțumesc frumos pentru participare și pentru anumitările ședințe închise. Reediți modificații, vă anunț că pe 31, la orele 10:30, vom să fiți alături de noi, să primim un război.